Spiritele au fost încinse astăzi în preaga zi la Dărăști Vlașca, o localitate ce aparține de comuna Adunații Copăceni. Totuși, apogeul a fost atins în jurul orei 16, când deja prea multe persoane intraseră în secția de votare. Acest lucru a dus la tensiuni între observatori și membrii comisiei. De asemenea, a fost prezentă mai devreme și o ambulanță, pentru că uneia dintre persoanele prezente la procesul de votare i s-a făcut rău. Din fericire, lucrurile s-au calmat deocamdată la Dărăști Vlașca și vom reveni cu amănunte despre acest caz.